Bun găsit tuturor! Bine v-am regăsit! Mă bucur foarte, foarte mult că am reușit practic să facem cel de-al doilea live al canalului nostru Ioni Wellness. Data trecută a fost unul de foarte mare succes. Vă amintiți că au intrat atât de multe graviduțe și viitoare mămici și am discutat tot ce se poate despre respectivele planuri pe care ne-am făcut noi legate de naștere. Acum, în seara asta m-am gândit, bună seara, Raluca, ne-am gândit să facem un live cu tot ce înseamnă partea de contracepție, pentru că, așa cum ați văzut, am filmat deja cea mai mare parte a subiectului. Urmează mâine să fie ultimul capitol, și anume vasectomia, adică sterilizarea masculină, varianta chirurgicală, care în România nu este foarte, foarte des folosită și de asta nu m-am grăbit să fac live-ul după. Așa încât, dacă aveți întrebări legate de tot ce înseamnă episoadele de până acum, subiectele abordate până acum sau necunoscute, lucruri care n-au rămas poate foarte clarificate, vă invit să mă întrebați. Bună seara, Violeta! În București, sincer, nu, mi-este destul de greu și așa, pentru că jonglez deja între două locuri de muncă și nu prea fac față să mai merg și în alte localități. Dar sunt sigură că sunt colegi de-ai mei absolut deosebiți în București la care puteți merge și nu e nicio problemă. Dacă aveți nevoie de păreri, puteți să mă contactați online, n-ar fi nicio chestiune. Așa fizic, sunt foarte mulți ginecologi, colegi de-ai mei din București, care sunt mult mai buni decât mine, excepționali sunt. Așa încât aveți opțiuni. Acolo chiar sunt, cred că, mai mulți decât în Iași. Bună seara, bună seara. Așteptăm să se mai adune lumea ca să fie așa o discuție cât mai largă. Bună seara, Daniela. Bună seara. Ia să vedem prima întrebare. Logest. Da, hai să vorbim despre subiectul contraceptive orale, că aici sunt foarte, foarte multe, bună Mihaela, multe subiecte legate de contracepția hormonală și am văzut că multe femei fac diverse, nu știu, nu neapărat să le numesc greșeli, dar poate au niște provocări vis-a-vis de ce anume să facă în caz că apar simptome în timp ce iau pilula. De exemplu, dacă sunteți pe pilulă, cum este și logestul, da? Deci o pilulă care în mod normal ca să funcționeze trebuie să terminăm toată folia, da? Noi dacă oprim folia mai devreme, dintr-un motiv sau altul, de exemplu sunt femei cărora noi le prescriem, să zicem că au un ovar polichistic sau ceva, le trebuie tratament cu pilulă și ele resimt, să spunem, după câteva pastile că nu se simt bine și se hotărăsc să le întrerupă. Este o foarte mare greșeală să întrerupem folia. Dacă nu ne simțim bine cu ele, le luăm până la sfârșitul foliei și după aia le întrerupem. Nu întrerupem niciodată folia pe parcurs, decât dacă este o chestiune care e foarte gravă, la modul creează alergie sau ceva care să mă împiedice să le iau. Așa, dacă mă simt puțin, nu știu, poate mai obosită, mai nu știu ce, senzații digestive, oricum la început când luăm pilule putem avea diverse simptome noi, da? Corpul se obișnuiește cu pilulele abia după o lună, două, trei, după aia nu le mai simțim. Dar în primele luni de administrare mai pot fi probleme. De exemplu, aici în cazul ăsta, Lavinia, dacă ai o scurgere maronie în timp ce iei pilula, asta înseamnă două lucruri. Fie ai uitat să o iei una, fie n-ai respectat ora, fie este un alt eveniment care ține de area ginecologică care s-a întâmplat. În mod normal, nu trebuie să avem spotting sau sângerări maronie atunci când luăm pilule, decât dacă suntem în prima lună de administrare, când corpul se obișnuiește cu pilula. Dacă suntem de mai mult timp pe pilulă și n-am uitat niciodată vreo pastilă, este suspect să avem această scurgere maronie. Cel mai probabil fie s-a decalat intervalul, da? Na, este puțin greu de spus, dar cel mai corect, dat fiind că aici sfaturile pe care vi le dau eu sunt generale, deci este greu ca să se potrivească fizic și nu este nici recomandat să țineți cont de părerea unui medic care nu va examina personal, pentru că eu nu vă cunosc istoricul, nu știu dacă ce probleme aveți sau pentru ce ați luat pilula. Dacă ați luat-o pentru o anumită boală, s-ar putea să fie spotting, de exemplu, de la boala respectivă, da? De exemplu, dacă luăm pentru un chist ovarian pilule, s-ar putea să avem diverse perturbări, fie să avem o menstruație care vine foarte tare, fie să avem, nu știu, tot felul de perturbări din astea. Deci depinde și cauza pentru care le luăm. Dacă le luăm strict ca și contraceptiv, nu avem nicio boală și le luăm corect și nu uităm niciuna, n-ar trebui să avem niciun fel de sângerare, da?
În luna a treia, am luat mirele la aceeași oră. Da, înseamnă că ați luat bine. Acum, nu știu exact pentru ce ați luat, doamna Lavinia, pilulele. Dacă este un spotting foarte mic, în tot cazul nu le opriți. Continuați să luați până la sfârșit. Asta era mesajul cu care voiam să rămân, da? Mulțumesc frumos! Așa, contracepția orală. Cât de frecvent ați întâlnit probleme de coagulare la femeile tinere fără copii? Da, se întâmplă destul de rar. Femeile tinere fără copii și care nu au nici varice, nu sunt fumătoare, n-au în familie istoric de trombofilie, se întâmplă foarte rar să apară tromboză sau coagulare. E ceva foarte, foarte rar. De obicei, sunt forme de trombofilie nediagnosticată și este foarte riscant. În general, vă dau așa ca un sfat. Deci, dacă, de exemplu, vi se prescriu pilule contraceptive, deși eu nu sunt mare fan pilule și cred că am spus asta și în episod, eu nu cred că este o metodă neapărat cea mai bună, da, asta cu pilula, pentru că are și niște efecte adverse. Dar eu dau pilula doar dacă, de exemplu, persoana respectivă are și o boală anume, care cumva cu ocazia faptului că ia pilula tratează și boala și are și contraceptiv, da? Dar acum clar, noi normal ar trebui să avem contraindicații. Deci femeile care sunt fumătoare, cu varice, cu tendință la tromboză sau care au tromboză în familie sau care au tot ce vedeți pe prospect acolo, cancere de sân, de ficat și așa mai departe, nu avem voie să le dăm deloc. Dar dacă femeia e tânără, sănătoasă și totuși din cauza pilulei face o tromboză, atunci cel mai probabil că ea are o trombofilie necunoscută, pentru că dacă n-a rămas niciodată însărcinată, n-a pierdut nicio sarcină, nici nu prea facem noi analiza de trombofilie. Noi de obicei o facem când pierde femeia o sarcină, două, trei. Ne gândim să poate are trombofilie și face tromboze spontan. Dar în tot cazul, aceste pilule agravează foarte mult coagularea, adică îngroașă sângele deosebit de tare, mai ales la persoanele deshidratate, de exemplu, da? Da, într-adevăr, la contracepția orală cred că sunt foarte multe necunoscute și în general. Acum nu știu dacă ați observat trendul, s-a cam migrat cu alegerea metodei hormonale, s-a migrat de pe pilulă pe inel vaginal, adică nu mai este la fel de preferată, să zic așa, în populație chestiunea asta legată de pilulă, pentru că, sigur, acum a apărut varianta asta, pentru că inelul, nu că îi fac reclamă, sincer, dar pur și simplu are mult puțin hormon decât cea mai mică pastilă de pe piață și dacă femeia respectivă are viață sexuală și folosește strict ca și contraceptiv, inelul este potrivit. De asta eu prefer să dau pilula doar la fete care nu au încă viață sexuală, de exemplu, și au nevoie de un tratament pentru chisturi sau ce mai au ele, sau are viață sexuală foarte dezorganizată și este greu să folosească și prezervativ și alea și are nevoie de siguranță foarte mare, sau la fetele foarte tinere care au nevoie de siguranță foarte mare că nu obțin o sarcină în adolescență, de exemplu, dar e greu de ales, da? Bună seara! Mă bucur foarte mult, doamna Liliana, că v-au ajutat informațiile mele. Sărbători fericite și dumneavoastră, Cristian, Stan, Adi, Andone. Vă mulțumesc și eu pentru apreciere, mulțumesc frumos. Așa, acum discutăm despre a treia cezareană la 12 ani de la a doua, doamna Georgiana. Da, nu e neapărat subiectul acestei seri, dar pot să vă răspund și la întrebarea asta. Deci, este greu să vă zic, pentru că nu știu cum arată plaga dumneavoastră, dar cel mai probabil, dacă au trecut 12 ani de la cea de a doua, a avut timp să se vindece bine respectiva cicatrice și nu cred că sunt neapărat probleme. Numai dacă medicul v-a spus la cezariana a doua pe care ați avut-o că este ceva în neregulă și cumva trebuie să aveți grijă pe viitor. Dar dacă nu v-a menționat nimic, cel mai probabil că este în regulă, că până la urmă se pot face și 4-5 cezariene, nu e așa o capă de țară. Nu are legătură. Mai grabă dacă era naștere naturală după 12 ani, aveam emoții pentru că colul îmbătrânește și așa. Dar când e vorba de a treia cezariană, nu cred că sunt probleme. Cel mai probabil că este în regulă dacă nu aveți probleme pe sarcină. Nu știu care e situația cu placenta, cu copilul, cu lichidul. Astăzi foarte multe alte subiecte conexe. Cu mare drag. Așa, deci, v-am să vă mai transmit niște lucruri în timp ce mai primesc mesajele dumneavoastră și întrebări. Vreau să vă zic că dacă ar fi să vă fac o recomandare per total, așa ca și metodă contraceptivă, trebuie în primul rând să vă gândiți pe ce perioadă de timp vreți respectiva metodă, pentru că, de exemplu, una este să alegem metode de termen foarte lung și alta este să alegem metode scurte. Că, de exemplu, femeile, să spunem, poate fac un copil 2-3, da? Și să zicem că au 35 de ani când îl fac pe ultimul copil. Și după asta, până la menopauză, practic, ele intenționează o contracepție pe termen lung, da? Dar nu putem să dăm hormoni după 35 de ani și atunci trebuie să ne gândim ce metodă sunt eu dispusă să folosesc cu număr de ani până la menopauză, dacă nu mai vreau copii.
Una este să aleg o chestie super radicală de tip ligatura trompelor, care eu nu sunt mare fan nici aici, adică trebuie foarte, foarte bine judecat dacă alegem chiar așa să ne legăm trompele cu totul, da? Dar există variante intermediare, da? De exemplu, sunt sterilete, cu sau fără hormoni, da? Sau este varianta pur și simplu cu prezervativ, care poate fi folosită în siguranță de cuplu pe termen lung, dacă este ok în familie, adică dacă bărbatul este de acord. Trebuie gândită foarte, foarte bine. Sau între copii, că multă lume mă întreabă cum procedez dacă, de exemplu, acum am născut și intenționez după vreo 2-3 ani să rămân însărcinată, dar 2-3 ani să nu rămân însărcinată, sigur, pentru că, nu știu, poate a fost cezariană sau vreau să-mi crească copilul de acasă cât de cât până îl cresc pe al doilea. Pe perioade din astea scurte avem foarte multe opțiuni, adică putem folosi și pilulă și Nuvaring dacă nu alăptăm, da? Putem folosi și spermicide, că văd că aici am primit o întrebare despre spermicide, prezervativ, putem folosi foarte multe lucruri, dar nu încercați variante băbești din astea de tip metoda retragerii, pentru că aici apar foarte multe accidente, deci nu o să dau exemple, că poate să recunosc persoanele, dar în principiu am avut paciente care au rămas și la 3 luni de la cezariană, de exemplu, printr-un accident și atunci a fost foarte greu de dus a doua sarcină, de exemplu, da? Ia să vedem. Contracepte, ovule, spermicide. Da, există două feluri de spermicide pe piață, Pharmatex și contracepte. Astea sunt cele două pe care le știu eu. Poate mai sunt și nu le știu. Așa, sunt bune. Am făcut un episod despre spermicide. În principiu, eficiența variază în funcție de mai mulți factori. Este undeva între 60 și 80% eficiența. Nu este sub nicio formă peste 80% sau 90%, pentru că practic trebuie pus cu un anumit interval de timp înainte, intravaginal, ca ele să se topească. Și aici cu topitul contează temperatura, pH-ul vaginal, dacă mai este pe acolo vreo infecție sau nu, dacă mai este sânge, da? Și anumite tipuri de produse, de exemplu, durează mai mult să se topească. Acum, folosite doar spermicide și atât, eficiența este acceptabilă. De exemplu, la un cuplu căsătorit nu e mortal, chiar dacă ar fi, să zicem, să dea rateu varianta asta. Să spunem că eficiența e asemănătoare cu metoda retragerii, cam pe acolo încadrăm, da? Așa, dar nu știu, dacă nu există neapărat frica de o sarcină, se poate folosi cu siguranță și se poate și pe alăptare, bineînțeles. Sunt foarte multe compatibile cu alăptare, da? Merg bine și până la urmă de ce nu? Adică este o formă suplimentară, de exemplu, puteți să o folosiți cumulat cu metoda retragerii sau cumulat cu un prezervativ, vă ajută foarte mult. Așa, de ce unii medici recomandă anticoncepționale? De exemplu, sunt unii medici care cu femeia respectivă își doresc ca să o protejeze și să nu rămână imediat, pentru că nu o să aibă timp să-și vindece corpul. De exemplu, la nașterile naturale foarte, foarte traumatice, cu forceps, cu ventuză, cu cine știe ce fracturi pe acolo și alte probleme, nu ne dorim ca femeia respectivă să rămână imediat gravidă. Și dacă este o persoană educată și așa, putem să explicăm pe românește: uitați, nu rămâneți însărcinat așa. Numai că din practică se întâmplă, din păcate, foarte des ca femeile, când ajung acasă, uită ce le-a spus doctorul și se apucă să-și asume diverse riscuri și își asumă riscul de, nu știu, hai că poate totuși nu rămân, sau mă bazez că sunt pe alăptare și nu rămân, și se trezesc cu o surpriză. Și medicii, când simt așa că parcă e o pacientă care nu e neapărat 100%, nu știu, n-are încredere că pacienta va respecta cu strictețe ceea ce a zis, uneori recomandă pilule contraceptive pentru a fi 100% sigur că femeia respectivă nu va rămâne gravidă intervalul ăla de timp, nu știu că s-a discutat, dar în principiu, nu știu, cea mai mare problemă de fapt este după cezariană, că de aici a plecat trendul ăsta al grijii cu ce se întâmplă după naștere. Da? Deci după cezariană, așa cum vă spuneam și în sezonul 1 legat de obstetrică, practic ne interesează foarte mult să nu rămânem însărcinate în primii 2 ani. Este foarte important. Cel de vreme, să zic, un an jumate. Iar dacă este a doua, a treia cezariană, cu atât mai mult, deci păstrăm 2 ani, 3 ani, 4 ani între cezariene, ca să asigurăm că următorul copil va fi tot dus la termen și nu născut prematur și mama nu rămâne fără uter și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme legate de cezariană dacă se întâmplă să fie una după alta foarte aproape. Și atunci medicul, dacă simte așa la ochi, să zic, la simțul lui clinic, că pacienta respectivă nu inspiră încredere vis-a-vis de rigurozitatea cu care o să facă ea contracepția acasă, îi prescrie uneori pilule. Sau sunt medici care așa s-au obișnuit, nu neapărat că au vreo suspiciune. Pur și simplu, la toată lumea, după nașterele, de la toate pilule. De exemplu, astea pe alăptare, Cerazet, da? Care sunt ok, nu zic.
Nu zic că n-ar fi ok. Sunt în regulă și cerazet, doar că puțin mimează sarcina. Având atât de mult progesteron, ele cumva dau oboseală, tendința la îngrășare. Și mămicii este puțin greu și să-și îngrijească copilul și să-și revină cu greutatea după naștere. Așa încât eu nici cu cerazet nu sunt foarte mare fan. Adică, în general, dacă, de exemplu, recomandarea mea, eu vă spun cum fac eu la cabinet. Deci eu procedez așa. Dacă, de exemplu, zicem, am născut primul copil la o doamnă sau al doilea și planifică sigur încă un copil în interval de 2-3 ani, eu le zic că n-are rost să ia nici pilule, n-are rost să se complice nici cu steriletul, pentru că ăsta merită să-l punem doar pentru termen mai lung, și le recomand o combinație dintre fie prezervativ cu spermicide, fie să aștepte să rămână pe prezervativ până revin menstruațiile. Și când revin menstruațiile și își poate da seama care este ceasul ovarian, să combine prezervativ cu perioada fertilă, de exemplu, adică metodele naturale împlinate cu prezervativ, bine ar fi să ne asumăm cât mai puține riscuri. Sau prezervativ cu metode naturale și cu spermicide când nu este sigură. Deci se pot face mix între ele, nu neapărat. Important este să, cât de mare vrem să fie gradul de acuratețe la metoda. Despre asta este vorba, da? Așa, trombofilie cu risc scăzut. Da. Deci, cu ovarul polichistic, dacă ați rămas până acum de 3 ori, cel mai probabil că o să rămâneți. Nu e vorba că să nu mai rămâneți. Nu știu ce s-a întâmplat cu extrauterina respectivă, dacă v-ați pierdut trompa sau nu. Pentru că dacă v-ați pierdut trompa, v-ați redus fertilitatea la jumătate din start, da? Așa. Nu știu acum cât de repede. Dacă v-ați păstrat trompa pe loc și s-a rezolvat doar medical, atunci cel mai probabil că veți rămâne tot la fel de repede. Dar trebuie investigat de ce a fost extrauterină, poate este o inflamație pe tromb acolo. Cred că cu ovarul polichistic nu e neapărat o problemă. Dacă n-ați pierdut tromba, este bine. Nu se aude? Aoleu, nici nu m-am gândit că nu se aude. Pentru că până acum se pare că am primit feedback. Nu știu. Mai dați-mi ceilalți un feedback dacă auziți ceea ce vorbesc, că nici nu mi-am pus problema dacă se aude sau nu, pentru că, ok, se aude, bine, în regulă. Așa, bine, mă bucur. Așa, deci, am mai primit o întrebare. A doua cezareană la 1,5 ani. Este acceptabil dacă... Da, probabil că este în regulă. Așa, deci legat de trombofilie, aici trebuie făcut, sigur, o paranteză, pentru că trombofilia în sine provoacă dificultăți de a rămâne însărcinată, provoacă dificultăți de a duce sarcina și atunci extrauterina nu are legătură cu trombofilia. Extrauterina are legătură cu o trompă bolnavă și trebuie căutat analize pentru clamidia, micoplasma, ureaplasma sau un per total de evaluat boala inflamatorie pelvină. Vedeți că există foarte multe tratamente homeopate pentru a curăța pântecul, adică partea de organe interne, uter, ovare, trompe, există. De exemplu, există un produs care se numește Sanvert, așa, care este de la Sanway Pharma și care este doar homeopat și are rolul de a trage inflamația din corp, dar e foarte bună. Așa, dacă luăm progesteron ovule după ovulație, pot aștepta să rămâne însărcinată? Așa, da, bună întrebarea asta cu progesteronul. Deci, femeile care au fertilitate normală nu au nevoie să ia progesteron ca să rămână mai repede, dar este un as în mânecă, este una din șmecheriile care pot duce la obținerea mai rapidă a unei sarcini, numai la femeile care au endometru mai subțirel. Da? Femeile care au endometru, adică stratul ăla din interiorul uterului unde se prinde sarcina, dacă acest endometru este cantitate normală, adică grosime normală, da? Și are unde să se prindă, nu neapărat să zicem că ne ajută progesteronul. Dar cine are stratul subțire, progesteronul face diferența dintre femeile care reușesc să rămână mai repede însărcinate și mai puțin repede. Eu recomand doar progesteronul natural, nu recomand Duphaston, de exemplu, da? Că nu are legătură cu sarcina. Pe sarcina lucrăm doar cu Arefam sau Utrogestan, care sunt ovule cu progesteron natural, da? Nu lucrăm cu progesteron sintetic. Progesteronul preventiv, aici ține de la medic la medic. Eu personal sunt dintre medicii care lucrează non-invaziv, adică eu nu dau tratament cu progesteron decât dacă femeia are probleme și am o justificare pentru asta, și anume că dacă respectivul bebeluș din burtică este fetiță, cantitățile mari de progesteron pot să afecteze copilul, adică îi poate influența fetiței respective din burtă ceva în mecanismul hormonal prin care o face mai masculinizată, mai păroasă, mai testosteronică, și mie nu-mi plac copiii ăștia născuți din sarcini în care s-a bombardat mămica cu progesteron. Adică eu personal la pacientele mele le dau progesteron doar dacă au dureri de burtă, sângerări,
crampe sau ceva care să arate un risc posibil de pierderea sarcinii. Altfel, sub nicio formă. Nu, le dau doar vitaminuțe și astea doar în primul trimestru. În trimestrele 2 și 3, dacă sarcina este normală, le spun să ia când și când. Nu le spun neapărat să ia în fiecare zi. Acum, sigur, oricum abordările diferă foarte mult între medici. Sunt care dau, de exemplu, și aspenter și progesteron și multe, multe la început de sarcină și magneziu și omega 3 și vitamina D și așa mai departe. Eu, în general, sunt mai pe minimul posibil. Adică dacă ea mănâncă echilibrat și ia vitamine în primul trimestru care să conțină acid folic, așa, mi se pare mai mult decât suficient. Progesteronul dau în plus și antispastice și alte chestii dacă pățește ceva. Altfel nu. Așa. Păi dacă v-a operat pentru extrauterin, înseamnă că ați pierdut trompa, cred. Adică de obicei se scoate trompa când este extrauterină, rar se salvează. Sau, eu știu în tot cazul, trompa respectivă nu știu dacă mai este funcțională, nu se știe, este greu de știut. Veți vedea când veți încerca din prima. Au curățat trompele. Nu, ăla nu este un medicament pentru trompe, Sanvert. Nu este medicament pentru trompe, este pentru a curăța pelvisul și nu are nicio contraindicație. Îl puteți lua dacă vreți. Să ună, vă e rătă. E foarte, foarte bun și foarte sănătos. Da, eu sunt sigură că aveți inflamație pe trompe, pentru că altfel nu cred că ar fi apărut sarcina extrauterină. Pastile pentru a rămâne însărcinate. Eu personal recomand din gama Sanui Pharma produsul Miosan Plus, care este foarte bun, are și derivați de acid folic și vitamina D și tot ce trebuie ca să rămână femeile însărcinate mai repede. Dar aici trebuie să vorbiți cu medicul care vă urmărește sarcina în viitor și să întrebați dacă este de acord, pentru că sunt mai multe pe piață. Sunt foarte multe produse bune care sunt făcute în scopul ca femeia să rămână mai repede însărcinată. Mai sunt și diferențe între medici, sunt care agrează produsele astea, sunt care nu le agrează. Eu personal sunt îndrăgostită de toată gama Sanui Pharma, pentru că sunt produse naturale pe bază de plantuțe și îmi plac foarte mult astea, cât mai simple. Așa. Așa. Ia stați așa să văd ce mi-ați mai spus, că cred că am ratat ceva. Așa. Doamna Andreea, da, pe lângă Miosan, nu știu ce să vă mai recomand. Depinde care e situația, depinde cum arată ovarele, trompele, uterul, colul. Eu nu am cum să știu particular să vă pot recomanda așa. Cu Miosan aveți ce să greșiți, dar în principiu tratamente mai amănunțite legat de, nu știu, poate stratul de endometru sau cum arată vascularizația, asta pot să vă spună părerea mea doar medicul care vă va urmări pe sarcină. Așa trebuie să faceți. Deci dacă vă propuneți o sarcină și vă propuneți să rămâneți însărcinate, mergeți la un consult preconcepțional, vă alegeți un medic cu care intenționați să aveți drumul ăsta și întrebați cum să procedeți, doamna doctor sau domnul doctor. Uitați, vreau o sarcină, ce să iau, cum să fac, și trebuie să mergeți puțin și pe protocolul de acolo. Adică sunt anumiți medici, anumite spitale și anumite țări care variază și ca produse, nu știu, ca și opțiuni de tratament, și ca viziune, și ca deschidere. Adică nu trebuie să faceți cum vă spun eu. Eu ofer doar niște noțiuni generale, să spunem așa, worldwide, da, care ar putea fi aplicate, dar, de exemplu, sunt țări care nu au produse cum eu inositol deloc, da? Și este foarte, foarte greu de lucrat acolo. Dar, în principiu, cel mai bine așa este, să nu vă faceți lucrurile cum spune un medic de pe internet. Faceți lucrurile cum spune medicul care v-a consultat și a văzut exact cum arată ovarele dumneavoastră, anexele, colul uterin, care e situația, care vă știe istoric, alergiile și așa mai departe. Așa trebuie proceda. Deci aici noi nu facem recomandări de tratamente, facem recomandări generale, să zic așa, care poate să facă diferența, poate între niște chestiuni, da? Dar nu neapărat tratament personalizat. Bun, vaccinul ăsta pentru poliodifterotetanopetosis, DTP, da, în săptămâna 31. Nu știu ce să zic, eu personal nu prea sunt foarte mare fan vaccinare în sarcină. Eu sunt pro-vaccin în general, dar în sarcină nici antigripalul nu neapărat îl fac la gravide. Adică ele vin cu recomandarea asta de vaccinare de la medicul de familie de obicei, în funcție de medic. Sunt medici care vaccinează toate gravidele, este parte din protocol și nu este în neregulă. Adică în teorie se poate face la gravide vaccinul ăsta. Și deci cum ar fi antitetanusul la noi se cheamă, da? Antitetanusul și vaccinarea antigripală și în cazul ăsta vaccinarea anticovid. Astea se fac în sarcină, sunt sigure, sunt ok. Dar așa eu, ca și viziune generală, dacă gravida este sănătoasă și a mai avut imunizări recente și
este imunocompetentă și nu are predispoziție să facă ceva serios, atunci nu neapărat mă duc și spun, da, mergeți și vă vaccinați. Las asta la latitudinea ei personală. Da? În principiu, sigur, dacă trebuie alese cazurile, adică sunt graviduțe care, de exemplu, sunt cu imunitate atât de la pământ încât fac candidoză recurentă sau poate au o boală, poate au lupus sau o anumită boală care le distruge imunitatea, nu știu, scleroză multiplă. În general, bolile autoimune sunt cele care fragilizează imunitatea corpului și atunci ele sunt foarte predispuse, mai ales că mai vine și sarcina la pachet care va sensibiliza și mai tare sistemul imunitar. Clar, acele paciente pot face forme mai severe și de gripă și de COVID și de toate bolile care mai pot fi făcute în sarcină. Tetanusul în ziua de azi e destul de greu ca să faceți tetanus, adică numai dacă mâncați conserve din astea care nu sunt sterilizate, adică care sunt expirate și sau au intrat aerul în ele și s-au stricat, sau dacă vă înțepați în vreo sârmă ghimpată sau ceva rugină sau aveți vreun accident. Dar el poate fi făcut și pe loc, adică dacă, de exemplu, știți că ați avut, doamne ferește, un accident de mașină sau, nu știu, ați căzut, v-ați traumatizat, v-ați julit la genunchi, v-ați zgâriat într-o sârmă ghimpată cu rugină, atunci puteți face antitetanosul și pe loc, nu trebuie neapărat să-l faceți preventiv. Adică, na, eu sunt ok, oricum nu este rău, adică este în regulă, în multe țări se face obligatoriu, sunt multe țări în care nici nu le întreabă pe doamne, vreți, nu vreți, le ia pe toate la rând și le vaccinează când sunt gravide, da? Ei, aici la noi în România este mai mult pe negociere, am observat. Adică graviduțele pun la îndoială orice recomandare și asta e o chestie care, sincer, nu mi se pare foarte ok. De exemplu, pe social media, deci eu primesc zilnic câteva sute de mesaje spre 1000, da? Pe toate platformele cumulat. Și foarte des primesc întrebarea asta. Am primit de la medic nu știu ce tratament, este bun sau este adevărat că medicamentul ăsta nu poate fi dat în sarcină? Deci, asta e o atitudine care arată lipsa de încredere față de medicul cu care se colaborează. Deci nu este în regulă. În mod cert, medicul nu va da ceva care să nu fie bun. Și bineînțeles, niciun medic nu dă la nicio gravidă un tratament care nu-i permis în sarcină. Deci faptul că întreabă, din start arată un semn întrebării. Deci nu are încredere în medicul ăla, e foarte în regulă. Da? Și mai ales, deci n-am încredere în medicul meu și întreb un medic de pe internet care nu mă cunoaște, nu-mi știe istoricul. Nu e o abordare foarte sănătoasă. Adică în alte țări, de exemplu, ce spune medicul e literă de lege, nu mai stă ea acum să facă, să se apuce, să citească prospectul, pentru că pe majoritatea prospectelor scrie, ori spune că se recomandă doar cu acordul medicului, ori spune că nu se recomandă în sarcină, dar sunt unele chestii care totuși se dau în sarcină, chiar dacă pe prospect scrie că e așa, e o situație la limită, depinde de situație, da? Pentru că în tot cazul medicul care vi le prescrie își asumă tot așa și nu face nimeni intenționat sau nu cred că sunt medici pe fața pământului care să prescrie medicamente nepotrivite. Toată lumea știe ce e permis și ce nu este permis în sarcină și dacă vi s-a recomandat o chestie, este bine să țineți cont, pentru că, de exemplu, poate vaccinul ăsta pe care l-ați primit ca și recomandare, poate l-ați primit pentru un anumit motiv și atunci, bineînțeles, trebuie să-l faceți. Deci nu este în regulă să judecați decizia medicului la care sunteți. Dacă nu vi se pare ok medicul, schimbați medicul. Dar aveți încredere în ăla pe care l-ați ales, pentru că el își asumă tot parcursul sarcinii, a nașterii, a recuperării postnatale pentru dumneavoastră, pentru bebeluș. Adică e o responsabilitate mare, da, pentru noi ca medici și este importantă. Deci încrederea asta medic-pacient e o chestiune care se construiește și foarte valoroasă. Deci dacă din start fundamentul nu este încrederea, e destul de greu de lucrat așa și nici nu e o relație fructuoasă, na, între medic și pacient. Bun, ia să mai vedem. Dacă luați vitamine toată sarcina, nu este rău, bineînțeles. O să iasă un copilaș mai deștept decât media și dumneavoastră nu veți avea carențe și veți avea suficient lăptic și este foarte bine. Sigur că da, cum să fie rău. Pentru ovale polichistice. Nu trebuie luat Miosan. Și în primul rând, Miosan nu e neapărat doar pentru ovar polichistic și nu este singurul tratament. Miosan se dă pentru forme ușoare de ovar polichistic. Formele severe de ovar polichistic se tratează cu totul diferit și depinde ce vreți să faceți cu ovarele polichistice, da? Dar oricum, nu cred că este subiectul de astăzi. Deci noi vorbim astăzi în teorie despre contracepție, da? Despre ovarul polichistic voi face un video foarte detaliat, cu toate opțiunile. Până atunci vă invit să intrați pe www.ionywellness.ro, unde aveți un articol foarte bun despre ovarul polichistic făcut de mine. În principiu, la ovarul polichistic, așa ca și rezumat, doar vă spun într-o propoziție, în funcție de ce vrem să obținem. Vrem să obținem menstruații regulate, tratăm cu ceva. Vrem să obținem o sarcină, tratăm cu altceva. Vrem să obținem ameliorarea simptomelor care sunt legate de ovarul polichistic, de exemplu, masculinizarea părul pe corp, obezitatea și așa mai departe. E alt tratament. Deci
Tratamentul se dă în funcție de ce vrem să obținem, pentru că nu există un tratament universal valabil și este iarăși de la pacient la pacient diferit. Da? Da, mă bucur foarte mult, Sherry, că sunt informațiile mele bine primite. Așa, endometrioză. Da, pentru endometrioză este un tratament care nu este contraceptiv, adică nu este o pilulă contraceptivă. Există un tratament special, dar nu vă dau numele ca să nu vi-l luați singurică. Deci trebuie să vi-l dea medicul dumneavoastră. Există un tratament special pentru endometrioză, care are rolul de a topi focarele de endometrioză. Mai ales dacă este un început, ceea ce nu înțeleg exprimarea asta, probabil că este un chist foarte mic sau așa. Dar sigur, există tratamente și mergeți la medic să vă dea altceva. Contraceptivele au și ele un rol bun în tratament, nu face rău, da, contraceptivul, decât că nu rămâneți însărcinat în perioada cât luați. Că nu știu de ce vă tratați endometrioza, o tratați ori pentru simptome, ori pentru că vreți o sarcină, da? Și în funcție de ce vreți să obțineți, iarăși, tratamentul este diferit. Așa, mă bucur foarte mult că ceea ce văd eu aici din feedback-urile dumneavoastră înseamnă că fac treabă bună dacă vă place. Să știți că vă mărturisesc ceva, acum așa mai personal. De când fac aproape 2 ani, să zic, de când filmez episoadele astea, mi-a fost destul de greu să-mi dau seama dacă se înțelege ce transmit eu, adică ca și informație medicală. Pentru că eu am predat la studenți mai mulți ani și este într-un fel când vorbești cu niște persoane care se uită înapoi și îmi dau seama și eu, e plictisitor, înțeleg, nu i-am lămurit și așa mai departe. Dar când vorbesc la o cameră, la un aparat, eu nu știu ce se percepe, dacă se înțelege ceva din ceea ce povestesc. Pentru că eu încerc într-adevăr să fac un mix din asta, dintre termenii medicali, dar să-i și explic, astfel încât populația care nu are studii medicale să înțeleagă conceptul la care mă refer eu. Acum, faptul că înțelegeți îmi dă un feedback foarte bun și mă încurajează să continui pe drumul ăsta. Așa. Dacă vreți să faceți în România vaccinul, doamna Mădălina, așa, există la medicii de familie, da, antitetanus, dar acum nu știu ce să zic. Trebuie să vorbiți cu medicul de familie, pentru că vaccinările astea se fac prin medicul de familie și explicați problema dumneavoastră și medicul sigur o să vă îndrume, da? Sterilet, vă este frică de sterilet? Da, asta e subiectul zilei, deci noi vorbim despre contracepție aici, da. De ce vă este frică de sterilet? Care este motivul pentru care vă este frică? Da, să știți că primesc chestia asta la cabinet. Vin femei care îmi spun că au așa ca o repulsie, mai multe chestiuni. 1. Se tem că le doare la insepție. 2. Se gândesc că este un corp străin pe care psihologic nu-l acceptă, da? Și 3. Au învățat un mit din popor care este fals, și anume că steriletul le dă infecție, da? Toate 3 sunt false. Deci 1. Inserția nu doare. Dacă aveți o naștere naturală, nu simțiți când se pune. Dacă ați născut prin cezariană, este un mic disconfort, asemănător cu cel de la Papa Nicolau. Nu este așa ceva dramatic. Dacă uterul este foarte mic și steriletul pe care l-ați ales este foarte mare, s-ar putea să vă doară. Dar aici este greșeala de alegere a steriletului, pentru că sunt foarte multe tipuri de sterilet și e bine să respectați recomandarea pe care vă dă medicul dumneavoastră, ca și dimensiune, să zic, adaptată la uterul pe care l-aveți. Da? Și atunci, steriletul este în regulă, el este un corp străin, dar dumneavoastră, de exemplu, dacă aveți o operație sau aveți o plombă, plomba este tot un corp străin. Sau dacă aveți o cezariană, de exemplu, da? Gândiți-vă câte fire se pun la o cezariană, foarte multe suturi se fac, tot cu un corp străin, da? Adică firele respective. Dacă vă legați trompele, ața respectivă este tot un corp străin. Dar cât timp acești corpi străini sunt sterili, adică sunt lipsiți de orice bacterii, sunt puși în termen de garanție, corect, în poziția corectă și așa mai departe, n-au ce să se întâmple. Da? Deci steriletul este o metodă foarte bună contraceptivă, nu este cea mai bună, să zic, că nu e adaptată pentru toată lumea. Dar, de exemplu, sterilet, eu personal nu pun la femei care nu au copii deloc, chiar dacă are 40 de ani, nu-i pun sterilet. Da? Așa, deci steriletul punem la o femeie care are minim un copil în general și o femeie care nu mai vrea un număr de ani sau niciodată copilul. Da? Dar niciodată la modul că
nu știe exact dacă o să mai vrea, nu înseamnă că steriletul dă infertilitate. El nu dă infertilitate, deci el nu are niciun efect advers. Dacă este pus corect de către un medic care are instrumentar steril, dacă medicul are experiență cu metoda și dacă steriletul este nou, cumpărat și se desigilează de față cu pacient acolo, deci totul este de unică folosință practic, da? Deci steriletul este foarte bun, adică eu personal am pus mii de sterilete la viața mea și n-am avut niciodată probleme. Deci să intre doamnele care le-am pus sterilet și să povestească. Deci n-am avut niciodată probleme cu steriletul, dar nici nu punem la oricine. Deci steriletul, aici este singura chestiune delicată față de toate celelalte metode. Steriletul nu îl putem pune la oricine. Îl putem pune doar și doar la femei care, unu, au un acces să se spele normal. Deci chestia asta cu spălatul alighean pe la țară gunofi este greu. Sunt multe femei care n-au poate apă curentă sau așa, dar nu știu ce igienă au ele. Adică nu putem să punem la femei care au o igienă deficitară sau care au acces greu la medic și nu se pot duce în fiecare an la control sau care nu sunt în legătură cu niciun medic să-l întrebe în caz că simte ceva ce să facă, da? Deci aici la sterilet sunt niște asteriscuri. Unu, îl punem la femei educate în general, adică care se duc oricum o dată pe an cel puțin sau la 2 ani măcar la medicul ginecolog să verifice dacă poziția steriletului este bună, să aibă o igienă corectă și femei care pur și simplu să, nu știu, să fie open-minded, că până la urmă nu e pentru oricine. Da? Pe vremuri se punea foarte de steriletul și eu personal, nu știu, consider că e o metodă foarte bună pentru un număr de ani, adică nu mai iau hormoni, nu mai am grijă copilului, nu folosesc nici metode de barieră, nu mă mai gândesc nici la perioada fertilă, nici la toate minunile astea, deci cumva nu mai am grijă contracepție. Odată ce l-am pus, îl țin acolo câți ani vreau eu, 5, 8, 10 ani, și în funcție de care sterilet mi-am pus și când îmi expiră, îl pun altul dacă nu mai vreau copii. Sau dacă m-am răzgândit și vreau un copil, l-am scos și luna viitoare fac un copil, nu e nicio problemă. Da? Deci o metodă reversibilă de termen lung, e o chestie destul de interesantă pentru cuplurile care au deja un număr de copii și ori nu mai vor, ori nu știu sigur dacă mai vor și nici nu-i delegat rompele. Da? Bun, ia să vedem. Infecție cu toxoplasma gondii înainte de sarcină. Da, legat de naștere, nu e o problemă de naștere și de alăptare la infecția cu toxoplasma. Ideea este numai acești anticorpi IgM să nu afecteze copilul. Despre asta este vorba la toxoplasma, nu despre naștere. Nașterea nu este influențată de anticorpi și nici alăptarea, da? Pentru că seroconversia la toxoplasma, adică transformarea IgM în IgG, are loc după 3-6 luni. Deci în mod cert până nașteți o să aveți doar IgG. Deci aia nu o să vă afecteze. Finalitatea sarcinii nu este afectată, dar perioada sarcinii poate fi afectată și trebuie urmărit acest titlu al anticorpilor făcut periodic să se vadă că este în scădere până la dispariție și urmărite ecografic semnele fetale de afectare cu toxoplasma, care sunt foarte grave. Da? Așa. Dacă... Ia să vedem. Tot discutăm în urmă despre extrauterină și despre asta. Da, n-are rost ca să revenim la discuțiile astea pentru că subiectul de azi este contracepția. Da? Așa. Stați să vedem ce ați mai spus voi aici. Pentru copii, DTP-ul se face și la bebeluși, da? Se face difterotetanopertussis. Sunt mai multe doze, nu este doar la 2 luni. Și da, într-adevăr, protejează copilul separat de tusea măgărească. E vorba să nu facă tetanos, ai mortală, da? Așa, toate bolile astea, și difteria, și tetanosul, și așa, sunt mortale. Deci de asta se fac vaccinurile și de când au apărut vaccinurile, nu mai mor copiii. Da? Înainte mureau pe capete, știți? Din 15 trăiau câțiva, da? Din diverse cauze. Că mureau la naștere, că mureau pe parcurs. Dar de când au apărut vaccinurile, rata mortalității la copii este mult mai scăzută. Da? Diufaston până la 20 de săptămâni. Da, eu personal nu dau niciodată progesteron sintetic în sarcină. În unele țări este legal să se dea progesteron sintetic, dar cât timp există opțiunea cu progesteron natural, eu nu aș merge niciodată pe ceva sintetic. Da? Nu, eu nu sunt de acord, adică eu personal ca doctor nu dau preventiv, nu dau. Decât la femeile care au risc de a pierde sau care au mai pierdut în urmă sau care au colul modificat cu risc de naștere prematură sau de avort spontan, depinde de situație. Deci, în primul rând, progesteronul eu îl dau strict pentru un motiv. Nu îl dau niciodată, lasă să fie acolo. Da? Deci îl dau pentru o chestie. Bun, ia să mai vedem ce întrebări mai sunt.
Doamna Nicoleta Barbu, nu v-am răspuns mai sus. Acum am cer scuze, mă uit în urmă și văd ce am așa. Endometrioză. Despre endometrioză m-am povestit. Da? Că mai există și alte soluții. Așa. Bun. Mai departe. Doamna Violeta Albu. Ovare polichistice. De ce nu am creștere în greutate, părul apărut sau menstruație neregulată? Aici nu vreau să fac o remarcă mai puțin, nu știu, bine văzută de colegii mei. Motivul pentru care foarte multe femei sunt diagnosticate cu ovar polichistic, deși nu au simptome de ovar polichistic, este pentru că de fapt nu au ovar polichistic. Și să vă explic exact de ce. Deci, foarte mulți doctori, mai ales doctorii din orașele mici, din provincie sau habar n-am, nu știu, nu vreau să fac neapărat o categorie, pun diagnosticul de ovar polichistic atunci când la ecograf văd un ovul, un ovar, cu câțiva folicul pe el, da? Și ei văd folicul acolo și zic, gata, ovar polichistic. Sau n-au alt diagnostic și ei trec și acolo ovar polichistic. Deci ovar polichistic cu menstruația regulată și cu niciun simptom nu există, da? Deci ovarul polichistic nu l-am inventat eu, puteți verifica. Intrați pe internet și căutați criteriile OMS, adică Organizația Mondială a Sănătății, în care definesc ovarul polichistic și o să vedeți că sunt niște criterii foarte clare. Da? Deci, nici măcar dacă este doar aspectul ecografic specific, nu e suficient. Trebuie să fie două din trei, sunt trei criterii acolo. Da? Deci, neapărat trebuie să fie menstruații foarte rare, de obicei o dată la două luni sau mai puțin de șase menstruații pe an, da? Cu aspectele alea de glicemie modificată, de tendința la obezitate, hirsutism și așa mai departe și aspectul ecografic de ovar polichistic, nu e că văd acolo niște folicuri. Trebuie să fie minim 12 folicuri pe fiecare ovar așezați în șirac de perle la periferia ovarului. Asta este definiția. Da? Deci ovarul ăsta polichistic este, dintre toate diagnosticile de ovar polichistic, cred că cu adevărat sunt 20% adevărate ovare polichistice. Restul de 80% sunt puse așa la oha. Da? Nu că n-ar fi doctorii buni. Da? Probabil văd o tendință spre și îi spun paciente, pentru că nu înțelege partea medicală, îi spune că are deja ideea în care ea să urmeze regimurile respective sau să se comporte ca atare. Dar nu există ovar polichistic cu menstruație lunară și regulată. Și o femeie slabă mai ales. Sau... Deci nu există așa ceva. Da? Adică nu există. Eu vă spun adevărul. Acum ce vreți să ascultați? Da. Ia să mai vedem. Deci eu cred, doamna Violeta Albu, că nu aveți. Sau dacă aveți, aveți o formă atât de ușoară încât nu aveți răspuns sistemic al dezechilibrului hormonal. Asta este răspunsul meu. Ia să vedem, doamna D.B., să nu știu dacă e femeie sau bărbat, dar mă uit în urmă ce n-am răspuns. Nu știu ce n-am răspuns din urmă, că eu am avut senzația că am răspuns la toate doamnele, dar poate am greșit. Ia să vedem. Am văzut bună seara. Așa. Mă scuzați puțin că trag de timp. Adică nu trag de timp. Pierd timp. Așa. Nu știu. Doamna sau domnul D.B.S. Nu găsesc întrebarea. Am văzut, sunteți minunată. Bună seara. Am pus o întrebare mai sus. N-am găsit întrebarea. Nu a apărut. Nu știu. Mai puneți o dată întrebare și o să vă răspund. Așa, mulțumesc frumos pentru apreciere și că vă place, mulțumesc frumos. Steriletul, că se deplasează și tot apar sarcinile din popor auzite. Da, este adevărat, un sterilet care se deplasează poate duce la apariția unei sarcini, dar ca să se deplaseze presupune să fie diagnosticat. De asta vă spuneam, o femeie care vine odată pe an sau odată la 2 ani o să descopere că steriletul nu stă bine și atunci o să-l scoată și o să pună altul care stă bine. Dacă ea stă așa și nu știe nimeni că steriletul deplasat, poate să apară. Dar chiar și așa, chiar și cu steriletul deplasat, de exemplu, dacă steriletul este hormonal, el are și hormoni, dar are doar progesteron, ca și cum ar fi cerazetul, adică pilulele de alăptare. Este un hormon protector, progesteronul, da? Deci dacă are progesteron, el poate să fie și deplasat, din cauza progesteronului nu rămâneți, da? Deci nu e așa de ușor de rămas cu steriletul. Deci eu am paciente care stau cu steriletul deplasat de ani de zile și tot n-au obținut o sarcină, da? Deci să zicem că rata de eșec la sterilet este mai mică decât rata de eșec de la pilule. Deci este atât de eficient încât numai faptul că stă acolo, chiar dacă stă mai sus, mai jos, mai la dreapta, mai la stânga, e suficient ca să ocupe cavitatea aia și să n-aibă unde să se implanteze embrionul. Deci nu știu, eu personal n-am avut niciodată. Deci în 12 ani de cât lucrez, în mai multe țări,
și cu atâtea mii de sterilete, n-am văzut niciodată sarcină pe sterilet la pacientele mele. Am văzut, în schimb, pe vremea când eram rezident în spital, două cazuri în total. Am văzut un caz la o doamnă care era o sarcină de trimestru 1 și a scos steriletul și a mers sarcina mai departe. Și o doamnă care nu mergea la medic deloc, a venit la spital cu hemoragie, era o sarcină mai mare de trimestru 2 și s-a descoperit și steriletul și a fost lăsat pe loc. Și sarcina a mers foarte bine așa, da? Cu tot cu sterilet gen și s-a eliminat la naștere. Deci, nu știu, până la urmă știți cum e, și pe pilulă, și pe prezervativ, și pe orice. Deci, în afară de abstinență, toate au acel 0, care poate să apară sarcina, dar steriletul este una din cele mai sigure metode, adică el depășește și prezervativul și pilula și toate. Deci steriletul este cel mai sigur, da? Și de asta se și folosește ca metodă de termen lung. Așa, că să știți că și dacă se leagă trompele, n-aveți 100% garanție. Deci rata de sarcină pe sterilet este similară cu rata de sarcină pe ligatura tubară, adică 0, la la la, da? Așa, ia să mai vedem. 28 de săptămâni de sarcină, un gând necurat. Mi s-a spus că este risc minim pentru sindrom Down, 1 la 5.000. Părerea mea, ca să stați liniștită, da, este să faceți un test non-invaziv. Aveți episod despre NIPT, NIPT, da? Există teste care vă pot spune 100% garanție dacă aveți sau nu sindrom Down la copil. Dar, sincer, dacă aveți 28 de săptămâni, ați trecut deja prin morfologie de trimestru 2, unde nu s-a descoperit, bănuiesc, nicio malformație, șansa să fie sindrom Down fără nicio malformație este destul de mică. Și, sincer, 1 la 5.000 nu este, este un risc minim. Adică, dumneavoastră, când îmi spuneți așa, înseamnă că ați făcut doar dublu test, pentru că dublu test nu vă dă acuratețe 100%. Vă încadrează copilul la risc mare, mediu sau mic. Și dumneavoastră vă ieși risc mic. Adică este cel mai probabil bine. Garanții 100% nu puteți avea decât la amniocenteză cu cariotip, da? Atât. Veracity are 99,99% acuratețe, de exemplu, sau panoramă, da? Și puteți să faceți unul din ele și să aflați, dar sincer nu cred că are nimic copilul, adică s-ar fi văzut până acum ceva, os nazal mic, pleonucal mare, niște semne ar fi fost dacă v-ați făcut morfologiile la medici competenți cu ecograf bun, nu cred că sunt probleme, da? Așa. Așa, bun. Ciclu regulat, luna trecută cu 5 zile până la ciclu, am avut o sângerare de implantare și peste 5 zile mi s-a început ciclu. Păi de unde știți că este sângerare de implantare? N-am înțeles. Deci, cu 5 zile înainte de menstruație ați avut o sângerare și după aia va veni ciclu. Deci ciclul va veni la timp și ați avut un mix spotting cu 5 zile înainte. De ce îi puneți categorie? Deci nu punem diagnosticul de sângerare de implantare cât timp vine menstruația. Sincer nu cred, dar puteți să faceți o test de sarcină, dar o menstruație care vine când trebuia, nu cred eu că este vorba de sarcină, da? Și dacă m-ați întrebat cauze din astea prin care sarcina nu se prinde atunci la început, există ceea ce se numește avort menstrual, și anume o situație în care sarcina vrea să se prindă, dar nu reușește. Fie n-are stratul suficient de gros, fie sarcina e bolnavă, adică ovul spermatozoid bolnav sau embrionul s-a prins rău, adică ADN-ul mamei cu al tatălui care sunt bune, s-a fixat rău una cu alta, da? Și atunci nu se prinde. Sau mama are vreo boală, are trombofilie, are cine știe endometrioză, are cine știe ce boli și nu se prinde, adică vrea să se prindă și se elimină. Dar asta presupune o întârziere de menstruație întâi, test la pozitiv și apoi deodată testul devine negativ și e altceva. Deci dumneavoastră nu cred că ați fost însărcinată, da? Așa. Doamna Pisiela, deci calculul ăla de 1 la nu știu cât, care se face pentru sindrom Down, nu-l face o persoană, îl face un soft. În funcție de valorile pe care dumneavoastră le-ați avut măsurate de către medic la morfologia de trimestru 1. Osul nazal, pleonucal, ductul venos, fluxul pe valva tricuspidă, sunt niște numere pe acolo. Dacă sunteți fumătoare, numărul de kilograme, rasa pe care o aveți, alte chestii conexe, da? Și se face ca un scor făcut de un soft al unui calculator și este orientativ. Deci nu aveți cum să vă dați seama, nu e ca la anemie. Avem un interval de și înainte e așa și peste e așa. Deci aici este o chestie foarte complicată, da? Se face o corecție cu momi, cu ceva, se dozează și hormonii dumneavoastră, PAP-E-ul și beta-HCG-ul și se pun într-un echilibru acolo. Este ceva mai complicat decât vă puteți imagina. Dar dacă dumneavoastră pe graficul ăla de la dublu, înseamnă că este cel mai probabil ok. Dacă vreți garanții sau teste mai lămuritoare, faceți teste scumpe. De la 15 milioane în sus aveți o grămadă de paletă până la 1000 de euro. O grămadă de teste cu acuratețe de 99,99 și atunci o să aveți negru pe alb. Are sau nu are? Și asta este, nu?
Doamna Gângă, ce face, doamna Gângă? Ne-a fost dor de dumneavoastră. Așa. Vă salut, doamna Delia. Mă bucur foarte mult că mă urmăriți. Mulțumesc, Madalina, pentru urmărire. Contraceptive pentru bărbați. Sunt tot felul de studii făcute, dar nu am auzit să fie vreo unul aprobat. E destul de greu. La bărbați cel mai bine e prezervativul sau vasectomia. Prezervativul pe perioadă așa reversibilă și vasectomia de tot. Episodul cu vasectomia l-aveți mâine. Da? Așa, 30 de săptămâni de sarcină, diabet gestațional și... Da, poate să apară diabetul de sarcină, apare după 25 de săptămâni, bineînțeles, poate să apară, chiar dacă mereu glicemiile erau mici, pot să devină mari, așa cum și tensiunea, că foarte multe gravide greșesc. Eu le spun că au rize de tensiune și le spun, nu, eu de obicei am tensiune mică. Păi toate femeile au tensiune mică, dar hormonii de sarcină pot modifica și tensiunea, și glicemia, și funcția bilei, da, să facem colestază și așa mai departe, e complicat. Insulina în sarcină este foarte bună dacă este recomandată pentru diabet de sarcină sau pentru ce anume se dă. Deci insulina nu afectează copilul, dacă la asta vă gândiți. Da? Insulina salvează copilul. Dacă este necesar de insulină și nu faceți, moare copilul în burtă. Deci insulina nu face decât să salveze viața și a mamei și a copilului. Da? Așa. Deci doamna Violeta Albo, la 45 de kg sigur nu aveți ovar polichistic, ca să știți. Da? Așa. Despre vasectomie, doamna Mirea Madalina, aveți mâine un episod foarte detaliat cu toate informațiile. De ce trebuie făcută? Sau, mă rog, care sunt indicațiile? Da? Cum anume se face? Ce simte bărbatul? Când se recuperează? Când devine cu adevărat infertil după vasectomie? La ce să se aștepte? Ce simptome sunt? Ce posibile complicații sunt? Și așa mai departe. Aveți mâine episodul, ca de obicei, vinerea la ora 1, vine un alt episod și mâine aveți vasectomia. Da? Steletul din cupru. Da, steletul din cupru este fără hormoni. Da? Există stelet hormonal care sunt separate și sunt mult mai scumpe. Steletul de cupru e 30 de lei. Dar steletele hormonale sunt de la 200 și ceva de lei în sus, spre 500 unele. Da? Deci sunt mult mai scumpe pentru că au și medicament în ele, adică progesteron. Dar dacă folosiți ca și contracepție, steletul nu trebuie să fie neapărat cu hormoni, da? Pentru că de obicei aceste stelete hormonale sunt dedicate cazurilor care au nevoie de tratament local. De exemplu, femeile cu fibroame, cu tendința la hiperplazie endometrială, cu tendința la polipi, da? Ele au nevoie de progesteron pentru că de asta au și făcut boala, pentru că le lipsea progesteronul și atunci le punem stelet cu progesteron și îmbinăm două chestii. Avem și contracepție și tratament. Da? Așa. Bun, ia să mai vedem. Valoarea TSH. Da, aici vorbiți cu medicul endocrinolog pentru că valoarea TSH se interpretează în context. Eu nu vă știu contextul. Da? Așa, mă bucur foarte mult că înțelegeți ce vă explic. Paște fericit și dumneavoastră, doamna Ana Maria Pavel. Da. N-am înțeles ce spuneți, doamna Onose, trombofilia mea, de aia acel hormonal, nu știu dacă e ok, nu înțeleg ce la ce vă referiți. Da? Nu știu, n-am înțeles care este întrebarea. Oricum, puteți să mă mai întrebați odată. Ca idee, aș vrea să știu dacă mai sunt întrebări legate de partea strict de contracepție. Dacă aveți nelămuriri, nu știu, sunt tot felul de chestiuni care sunt, să spunem, mai controversate sau sunt la nivel de mituri, da, legate de contracepție și aș vrea să le lămurim, pentru că primesc foarte multe chestii. De exemplu, dacă se poate face Papa Nicolau când avem sterilet, da? A, la steriletul hormonal, da. Steriletul hormonal nu se poate pune în trombofilie. Niciun fel de hormon nu este permis în trombofilie. Da? Deci în trombofilie o să fie valabile doar metodele de barieră, doar cele locale de tip spermicid, da? Metodele naturale, că n-au niciun efect advers, și steriletele nehormonale. Atât aveți ca și opțiuni. Da? Înainte de sterilet se face obligatoriu Papa Nicolau și secreție, pentru că nu trebuie pus niciodată pe bolnav sau pe infecție vaginală. Ca să fie pus corect și să nu fie probleme, trebuie pus într-o stare de sănătate perfectă a uterului și a vaginului și a colului și numai dacă se evaluează și se constată că este bine, se pune steriletul. Altfel, se tratează întâi și abia apoi se pune steriletul. Da?
Sezonul 3, da. Sezonul 3 o să fie foarte interesant, dar întâi sezonul 2 trebuie să-l terminăm. Îl terminăm abia la anul. Sezonul 2 este foarte lung. O să vedeți că o să filmăm episoade despre toate bolile ginecologice, despre fibroame, despre chisturi, despre polip, despre hiperplazie, despre tot ce înseamnă partea asta. De, acum, de exemplu, urmează pubertatea la fetițe, da, prima menstruație, deregulările menstruale, amenorea, adică atunci când nu vine menstruația și totuși nu-i sarcină, da? Toate problemele posibile și imposibile, infecțiile de cale genitale, da, infecția vaginitele, problemele de coluterin, infecția cu HPV, despre testul Papanicolau, tot felul de subiecte care țin de sănătatea ginecologică. Iar sezonul 3 va fi un sezon de nișă, o să fie de sexualitate și de tantra și de tehnici prin care femeile își pot redescoperi latura asta sexuală, să spunem, da, adică să-și rezolve problemele legate de lipsa libidoului, problemele legate de lipsa capacității de a avea orgasme și cam în general o să fie despre sexualitate, da, sezonul 3. Și despre tehnici prin care noi ca femei ne putem vindeca pântecul bolnav și cum să nu ajungem să facem boli ginecologice dacă știm să ne reglăm. E foarte interesant sezonul 3. Așa, contractile Braxton-Hicks. Da, pot fi contracții Braxton-Hicks începând cu 27-28 de săptămâni, da? Așa, în principiu, n-ar trebui să fie dureroase, puteți să simțiți mai mult așa o, nu știu, o mică tensiune la uter, să zic, da? Așa, copilul să miște normal și să nu fie însoțită de durere. Dacă este cu durere, aia nu-i Braxton-Hicks, este contracție adevărată, cu risc de naștere prematură și e bine să luați legătura cu medicul dumneavoastră, bineînțeles, da? Așa, în ciclul de 35-38 de zile este anovulatorul? Nu, de obicei ciclurile scurte sunt anovulatorii. Deci când avem cicluri de 24-25 sunt anovulatorii. La ciclul de 35-38 înseamnă că ovulația este pur și simplu mai târziu. Adică ovulația este în zilele, acum vă calculez, 21-24, pe acolo pe undeva, da? Bun, naștere naturală cu condinoame genitale. Complicat, da? Adică depinde dacă vreți să vă asumați riscul să se nască copilul cu condiloame pe față sau nu, da? Eu vă recomand să vă faceți criogenare, adică să le faceți la dermatologie, da? Cu înghețare din aia locală, deși în sarcină este controversat și nu toți dermatologii sunt de acord cu chestia asta. În principiu, nu, eu nu mi-aș asuma riscul să ia copilul HPV de la naștere, sincer, adică mi se pare prea mare problema. Dacă sunt 2-3 și sunt la distanță de zona vaginală, nu este o problemă, dar dacă sunt vaginale, pe col și în zona perivulvară, pe acolo pe unde trece copilul, șansa să ia virusul e foarte mare, da? Că este vorba de virusul HPV, să nu uităm. Și bineînțeles vă recomand, nu știu dacă v-ați făcut, să vă faceți neapărat analiza HPV după ce nașteți din colul uterin, după 40 de zile, neapărat, că poate pe lângă tulpina asta 6 sau 11 care dă veruci, condiloame, poate aveți și tulpini cancerigene, Doamne ferește, și nu știți, care nu dau simptome, da? Bun, pe ce bază să le iau anticoncepționalele? Sunt foarte multe. Cred că e gama cea mai variată de pe piață, dar sunt foarte multe feluri de anticoncepționale. Nu trebuie neapărat analize. Ele se dau, să spunem, la simțul clinic sau la ochiul medicului, da? În funcție de greutatea pacientului, factorii de risc, de cum știm că este sistemul hormonal, de cum arată ovarele la ecografie, ce analize are pe partea de gineco. Și cam așa se dau, nu prea se dau cu analize, decât dacă vrem să dovedim că nu avem voie să le dăm. De exemplu, dacă am boli tiroidiene sau anumite dereglări hormonale care pot fi agravate de anticoncepționale, îi dau analizele alea ca să vadă pacienta de ce nu are voie pilule, măcar așa. Dar nu putem doza în sânge estrogen și progesteron ceea ce este real în sânge. De ce? Pentru că în anumite surse alimentare, de exemplu, dacă mâncați pate de post, soia, tofu, lapte de soia, anumite produse din astea derivate din soia sau păstrăv crescut din astea de crescătorie, care e crescut cu hormoni, somon, care majoritatea e de crescătorie, da? Cel oceanic e sănătos, păstrăvul din râu e sănătos. Dar tot ce este crescut artificial este crescut cu vitamine, care de fapt înseamnă hormoni de creștere și de la puiet până la ce vedeți în magazin e vorba de câteva zile. Deci acei hormoni nu pot fi dozați în sânge ce mâncăm. Carne de pui, de exemplu, din tot ce mâncăm, fast food-uri și așa, îi prinde hormoni, dar nu sunt hormoni estrogeni, sunt substanțe estrogen-like. Sau dacă e vorba din soia sau produse de post, sunt fitoestrogeni, care nu pot fi dozați. În schimb, în corp se cuplează pe receptori de estrogen și corpul crede că e estrogen și atunci reacționează rău. Da? Deci, în principiu,
contează foarte mult și ce mâncăm. Ne uităm la persoana respectivă, dacă este de anticoncepționale sau nu, funcție de vârstă, funcție de mulți alți factori, da? De istoric familial, de riscuri. Practic se ia prospectul în cap, medicul în sine, se gândește la prospect, la toate contraindicațiile. Dacă pacienta nu are contraindicații, ia în calcul ipoteza de pilulă, dar și aici trebuie văzut dacă ea este compliantă. Nu putem să dăm pilule la persoane care zăpăcite, care uită pastile, care habar n-au nici să-și organizeze viața. Deci trebuie să fie o persoană super responsabilă, cum să zic, riguroasă, da? Pentru că cu pastilele nu ne jucăm. Deci vedeți așa că smititele, dar vai de capul meu ce efecte pot avea. Deci putem face mai mult rău decât bine dacă nu le dăm cui trebuie și cum trebuie, da? Bun, ia să mai vedem. Sezonul 2 nu. Sezonul 2 nu e despre contracepție. Sezonul 2 este despre gineco. Toată ginecologia, tot ce ține de femeie, dar nu sarcină, da? Probleme la sân, uter, ovare, tot. Așa, sezonul 3 o să fie frumos, o să vă placă, da? Așa, mulțumesc, doamna Gânga, vă pup. Pupați și găza din partea mea, că e frumșică. Așa. Da. Mă bucur, vă pup, doamna. Doamna Chirică, da, vă pup. Ce faceți? Așa, ce am spus în clipul meu? Că există anticoncepționale pentru cazurile de trombofilie. Nu neapărat, există contracepție pentru cazurile de trombofilie, dar nu anticoncepționale. Deci pilule contraceptive nu se dau în trombofilie de niciun fel, nici doar cu progesteron, nici cu estrogen și progesteron, nimic. Deci tot ce înseamnă hormoni se scot din calcul, inclusiv steriletul hormonal, inclusiv nexplanonul care se bagă, știți, sub mână, da? Nici plasturile contraceptiv nu este permis pe trombofilie. Deci trombofilia practic ne scoate din calcul orice metodă hormonală. Nu avem voie să băgăm hormoni și mai ales ferească Dumnezeu de pilula de a doua zi. Acolo este sinucidere curată, da? Deci poate să ducă la infarct, la hemoragie cerebrală, tot felul de probleme, da? Deci, Doamne ferește, poate să moară femeia dacă are trombofilie și ia pilula de a doua zi, da? Așa. Doamna Maria, venea menstruația așa, la 28 de zile și aveți o întârziere de 6 zile. Da, poate să fie, bineînțeles. Orice întârziere de sarcină la o femeie poate duce la ideea de sarcină. Ca idee, ca să vă spun așa ceva, să vă distrați, am avut recent o sarcină la o virgină, dacă vă vine să credeți. Și nu este o minune din postul Paștelui și nici n-a rămas cu Sfântul Duh. Pur și simplu a fost mai mult, deci ea este într-adevăr virgină și în momentul ăsta, doar că pur și simplu a rămas într-o formă foarte ciudată și o să vă povestesc separat despre asta. Există și sarcini obținute în feluri în care nu vă puteți imagina. Așa, deci, orice întârziere de menstruație la o femeie fertilă, adică în perioada când nu e nici la menopauză, nici la pubertate, adică înainte de pubertate, care are menstruație, înseamnă risc de sarcină, da? Deci nu ne bazăm că eu nu pot să fac copii și nu are cum să fie. Am avut doamnă care până la 40 de ani s-a chinuit să rămână gravidă și apoi vine la spital în triaj cu hemoragie și era o sarcină, da? Nici nu s-a gândit ea că mai rămâne. Sau diverse alte cazuri. Deci orice întârziere, egal posibilă sarcină, da? Hemoroizii tratați la chirurgie generală sau puteți lua creme sau supozitoare dedicate hemoroizilor de la medicul de familie. Eu nu pot să recomand, și ginecologul le dă, dar nu pot să vă recomand aici tratament pentru hemoroizi pentru că nu știu ce formă de hemoroizi aveți, ce alte probleme de sănătate și nu pot să fac recomandări. Așa, dacă încercați de 3 ani să aveți un bebe și nu vine, da, trebuie să faceți analize amănunțite. Soțul trebuie să facă spermogramă și spermocultură, iar dumneavoastră trebuie să vă faceți partea de controlul trompelor uterine, da? Dacă spuneți că ați făcut ecografie și evaluare, da, dar nu cred că ați făcut nici histerosonografie sau histerosalpingografie și nici alte analize hormonale. Nu știu dacă ați făcut, trebuie să faceți prolactina, MH, așa, la, la. Este un panel întreg de analize care se fac pentru cuplurile care nu reușesc să obțină o sarcină în decurs de un an, doi, da? Bun, tipizare HPV în sarcină este greu să vă faceți pentru că aveți dopul gelatinos care împiedică analiza să iasă corect. Și atunci este foarte greu și nu vă recomand să faceți, da? Deci, Papa Nicolau, dacă a ieșit modificat, cel mai probabil aveți HPV. Cel mai probabil, nu neapărat, dar sunt șanse foarte mari să fie. Așteptați până după ce nașteți și atunci luați analiza pentru HPV și o să vedeți care e situația și de acolo începeți și tratamentul, pentru că oricum în sarcină și alăptare e foarte greu de tratat, da? Da, anticoncepționale sunt 100% excluse în trombofilie.
Doamna Mădălina, ați rămas însărcinată după renunțarea la anticoncepționale. Da, sunt femei care, de exemplu, au dificultăți de a obține ovulația și dacă ținem ovarul în repaus, ceea ce se întâmplă, ăsta e mecanismul prin care pilula nu reușește să se producă sarcină. Da? Deci asta așa împiedică pilula sarcina. Nu produce ovulație, în primul rând. Și noi dacă, de exemplu, un ovar care e așa și așa, bolnăvior să zic, îl tratăm cu pilule o vreme și apoi oprim brusc pilulele, adică, mă rog, la finalul unei folii le-am oprit și încercăm imediat să rămânem, avem șanse să obținem ovulație, dar aici sunt niște semne de întrebare, pentru că, în primul rând, există riscul ca sarcina să fie extrauterină, dacă se întâmplă imediat după pilulă, și doi, poate să apară sarcină gemelară, da? Și am mai avut și sarcină din asta în care una e în trompă și una e în uter. E foarte grav, da? Deci nu se recomandă, scrie și pe prospect și orice medic vă spune că sarcinuța trebuie obținută după pilulă cel puțin 3 luni de la oprirea pilulei. Nu este o chestie la care apelează medicii să dea pilula și apoi să oprească și să recomande, pentru că, Doamne ferește, femeia aia face o extrauterină, își pierde tromba și după aia chiar nu mai face copii, da? Deci nu se recomandă ca pentru cuplurile infertile metoda asta, dar dat fiind că lumea nu prea respectă cele 3 luni, s-au întâmplat să fie sarcini imediat după pilulă, mai multe decât în general. Unele au noroc și în uter și merge bine, altele au mai puțin noroc și își pierd tromba cu ocazia asta. Acum depinde și de doamne, să zic, da? Așa. Da, Ioana, sezonul 3 o să fie foarte frumos, o să vă placă foarte mult și până o să fie sezonul 3 o să fac niște episoade despre sexualitate, dar vor fi contracost pe Patreon, pentru că am și acolo platformă și cu ocazia asta chiar vă invit să mă urmăriți pe toate platformele, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, pe ioniwellness.ro și pe Patreon, acolo este doar pentru cei care plătesc, au acces la altfel de informații, da? Contracost. Și o să le pun acele informații care sunt așa și pe YouTube, dar o să fie restricționate doar pentru persoanele care sunt membri și care plătesc abonamentul lunar. Așa, la liber, este greu ca să fac atât de mult content pe banii mei, pe salariile mele, că plătesc 5 salarii ca să fac toată chestia asta. Nu vă imaginați că fac singură totul. Și atunci este destul de mare investiția și așa și greu pentru mine și ca timp și ca energie investită și numai ca să țin comunitatea și să răspund la toate întrebările, îmi ia câteva ore pe zi și copilul meu deja începe să sufere, da? Deci trebuie să mai mă gândesc și la mine puțin. Dar în tot cazul, va fi și conținut free când o să ajungem atunci la sezonul 3, probabil în 2024 o să fie free, da? Așa, dacă nu vi s-a recoltat niciodată, este normal, nu, secreția se face la toată lumea, nu se face ca screening, doar Papa Nicolau este screening. Dacă corul arată sănătos la loc și Papa Nicolau este bun, nu are rost să dați bani pe analiza HPV. În multe țări face parte din screening, dar îl plătește statul, pentru că în România nu și-ar permite nimeni să facă HPV plus Papa Nicolau în fiecare an, pentru că este foarte scump, adică HPV-ul este 300 și ceva de lei, plus Papa Nicolau, plus consultația, se duce femeia în, nu știu, 600-700 de lei la un cabinet decent. Dacă ar fi să vină la cabinete sofisticate, de acolo pleacă cu o jumătate de salar, da? Lăsat la ginecolog. Deci nu putem să facem HPV-ul așa în masă. Îl facem la cazuri selecționate. Atunci când avem un col foarte bolnav, care se vede la ochiul liber că are rană, sau avem o rană care nu trece cu nimic, sau un Papa Nicolau din stat care ne spune că e ceva problemă, da? Așa, doctorul ginecolog va da să luați acet folic. Da, foarte bine. Nu ați luat anticoncepționare. Iarăși foarte bine. Așa. Îmi un bebe. Nu înțeleg ce înseamnă îmi un bebe. De fiecare dată când îmi întârzea două zile, făceam test. Așa. Și n-am înțeles. Și doar mă dezamăgeam când vedeam că e negativ și acum am zis să mai aștept. Am înțeles. N-ați vrut să fiți din nou dezamăgeați. Vă doriți un bebe, probabil vreți să spuneți. Și de fiecare dată când vă întârzea. Da, înțeleg perfect. Dar în general, femeile care sunt așa super înfocate în drumul ăsta că își doresc un copil, de obicei își doresc să fie gravide ieri, adică nu își pierd răbdarea. Și atunci, cu cât intră în anxietatea asta că abia aștept să fiu gravid, abia aștept să am burtic, abia aștept să am testul pozitiv, de obicei cortizolul ăsta, hormonul de stres care este în acest context în care abia aștept să fiu gravidă și nu mai am răbdare, de obicei tocmai ăsta este cel care nu vă lasă să rămâneți gravide. Adică ideal ar fi să nu vă mai gândiți la sarcină, să aveți pur și simplu o viață sexuală regulată cu partenerul dumneavoastră, fără nicio metodă contraceptivă, comportați-vă ca și cum sunteți deja însărcinată, adică scoateți din
uzul zilnic, cafeaua, stimulantele astea de tip ceai verde, ceai roșu, energizante, factori toxici, fumatul și așa mai departe. Și dacă amândoi mâncați sănătos, trăiți sănătos și sunteți sănătoși, cu o viață sexuală regulată și fără contracepție, ar trebui să rămâneți într-un an de zile. Dacă n-ați rămas într-un an, mergeți la medic să vedeți că este sigur o problemă și atunci găsiți problema, o rezolvați și faceți și copii. În ziua de astăzi nu există părinți care să vrea copii și să nu-i obțină. Într-un fel sau altul îi puteți obține, depinde cât de mult investiți, cât de mult vă implicați în povestea asta. Na, sunt căi mai ușoare, căi mai complicate, dar dacă vă doriți cu adevărat, în mod cert o să obțineți un copilaj. Da? Modificări pentru Papa Nicolau, în afară de HPV, bănuiesc că vă întrebați. Nu știu, leziuni fizice, dar de obicei are legătură cu HPV. Marea majoritate a Papa Nicolaurilor modificate sunt din cauza că este o infecție virală acolo care a distrus celulele din profunzime, dacă nu e vorba numai ce se vede la suprafață. Colul poate să arate foarte bine, așa că ne uităm la el și pe canal să fie o problemă. Am avut paciente cu col perfect și aveau cancer pe canal. Deci tot timpul trebuie luat Papa Nicolau pe mediul lichid, în primul rând, da? Trebuie luat corect, în perioada corectă a lunii, fără să fi fost contact sexual sau o infecție înainte sau ceva, nu știu, care să perturbe, gen hemoragie sau alt ovul cu alt tratament. Deci trebuie luat corect și dacă este luat corect cum trebuie și se lucrează cu un laborator, cu un anatomopatolog bun, că și aici contează foarte mult anatomopatologul care interpretează rezultatul ăla la laborator, nu cred că pot să fie alte cauze, da? Dar Papa Nicolau modificat, clar este o problemă. E o rană care ceva, na, a fost care a produs-o, da? Bun, dacă nașteți, dacă puteți lua anticoncepționale, vedeți că aveți un episod despre contracepția pe alăptare, adică cum ne ferim de sarcina pe perioada alăptării, doamna Noemi. Da? Aveți acolo toate informațiile, ce opțiuni aveți. În principiu există un singur fel de anticoncepționale pe alăptare. Dacă sunteți de acord cu efectele respective adverse, sunteți, da, comunicați cu medicul dumneavoastră la controlul de 40 de zile și vă spune exact cum se ia și de ce trebuie lua și așa mai departe. Din Olanda. Bună seara, doamna Alexandra. Mă bucur foarte, foarte mult că mă urmăriți tocmai din Olanda. Din fericire am observat că 40% din persoane care mă urmăresc sunt din afară. Așa, ia să vedem ce întrebare mi-ați pus. Luna trecută mi-am scos terletul după 5 ani și acum am o întârziere de 3 zile. E posibil o sarcină? Da, bineînțeles că e posibil o sarcină. Foarte probabil. Faceți un test în urina de dimineață ca să fie șansa mai mare să iasă corect, da? Bun. Doamna Roxana, am făcut avort acum 5 luni și am un ciclu neregulat. Cam după cât timp pot rămâne însărcinată? Dacă avortul a fost făcut în primul trimestru, 3 luni trebuie așteptat, adică 2-3 menstruații normale să fie, da? Urmate de încercarea de a rămâne însărcinată. Dar ideal ar fi să luați înainte acid folic, să luați sau să vorbiți cu un medic ce să vă dea. Mă rog, acidul folic așa. Sunt derivați metafolin, acid quatrefolic, care sunt mult mai bun, da? Așa, și cel mai bine înainte să rămâneți însărcinată, mergeți la un control, să vedeți dacă uterul și tot ce e în burtă arată normal după întreruperea respectivă de sarcină. Acum depinde și cum a fost, dacă a fost curetar sau dacă a fost avort medicamentos, aici sunt niște varietăți, dar cel mai bine mergeți la un medic, da? În urma unei evaluări o să vă spună dacă aveți ok-ul pentru a încerca sau mai trebuie să așteptați ca să se vindece pe acolo, da? Bun, ia să mai vedem. După o pierdere de sarcină, de ce este nevoie să așteptăm? De ce? Pentru că uterul are nevoie să se curețe bine și uneori o singură menstruație nu este suficientă. Pentru că hemoragia care are loc odată cu avortul nu este menstruație, aia este eliminarea avortului. Urmează o lună, după care urmează o menstruație, care abia prima menstruație după sarcină, da? Și aia are rolul de a curăța cum trebuie și de obicei îi mai dăm o lună ca să-și reintre și ovarul în funcție normală și dacă rămâneți să nu pierdeți din nou. Despre asta este vorba, da? Bun. Pentru consultație mă găsiți momentan la Arcadia, în Iași. Mă găsiți mai ales la centrul din Bucium, că acolo îmi place să merg, da? Doamne, deci nu înțeleg ce întrebare mi-ați spus. Vorbesc foarte serios că nu-mi dau seama. Ori nu am luat anticoncepțional niciodată. Doctorul ginecolog mi-a dat să iau acid folic. Astea nu sunt întrebări, astea sunt constatări. Așa, ia să mă uit mai sus. Doamna doctor, dacă eu și soțul meu încercăm de 3 ani. Cred că v-am răspuns mai înainte, da? Soțul are 34. V-am sfătuit ce să faceți. Deci pentru soț spermogramă, spermocultură și pentru dumneavoastră histerosonografie sau histerosalpingografie și analize hormonale care să arate dacă aveți probleme de fertilitate.
Dacă nu vă este ușor să mergeți la un medic ginecolog, puteți să mergeți direct la o clinică de infertilitate sau de reproducere asistată, unde veți primi toate analizele necesare și tot ghidajul, da? Așa, bun, ia să vedem unde am rămas cu întrebările. Doamna Cristina, mulțumesc pentru apreciere. Ovulele cu clotrimazol se pot pune în sarcină? Da, se pot pune în sarcină. Pe prospect e puțin ambigu de așa, nu afectează bebelușul. Este mai bine să luați clotrimazol vaginal decât să vă dea antibiotic pe gură, părerea mea. Și eu dau clotrimazol în sarcină, da? Există niște ovule pe piață care se numesc cervugid și care clotrimazol, am crezut că cloramfenicol. Clotrimazol. Clotrimazolul este pentru ciuperci, da? Este un antimicotic. Deci citisem cloramfenicol prima dată. Cu clotrimazol, na, antimicoticele pot fi luate pe sarcină, dar există o gamă specială pentru antimicotice de sarcină. Clotrimazolul nu e neapărat, dar nu vă face rău dacă puneți câteva zile niște ovule, mai ales dacă sarcina este în trimestru 2 sau 3, adică este puțin cu semnul 2 și copilul deja s-a format. Mai rău îi face infecția decât clotrimazolul, deci nu cred că ar fi o problemă, da? Este în regulă. Bănuiesc că v-a dat pentru o infecție cu candida sau ceva, da? Puteți să luați fără grijă dacă v-a recomandat medicul, așa cum am spus și la început. Nu mă mai întrebați dacă este în regulă tratamentul pe care l-ați primit, pentru că 100% este în regulă, nu se poate să primiți tratament prost. Deci în mod cert, medicul dumneavoastră care are 25 de ani de școală știe de ce vă dă, da? Dacă vă apucați să căutați pe internet motive pentru care ce v-a dat medicul este rău, nu e chiar ok. Înseamnă că nu aveți să credeți în el. Schimbați medicul. Da? Doamna Alexandra, salutări din Elveția. Salutări din România. Indica sterletul din cuplu sau cer hormonal? În funcție de situație. Cel din cuplu este pentru femeile tinere, sănătoase, care n-au niciun fel de boală ginecologică. Și cel hormonal se folosește de obicei pentru femeile care vor și contracepție și tratament pentru fibrom, ce mai au ele, polip și așa mai departe, sau se poate pune sterlet doar pentru tratament, nu pentru contracepție. Da? Sunt femei care au nevoie de sterlet numai ca să nu aibă hemoragie de la fibrom, de exemplu, separat de contracepție. Da? Ia să mai vedem ce mi-ați mai spus aici. Ieri v-am descoperit și m-am abonat din prima. Mulțumesc frumos! Din Germania m-a urmărit. Vă mulțumesc foarte mult că vă faceți timp să mă urmăriți. Așa. Sunt în regulă fericelele care cad odată cu menstruația. Ce fericele care cad? Ca niște vase mici de sânge, așa, care le găsim câteodată pe absorbant. Da, este în regulă, pentru că când menstruația, de fapt, este eliminarea stratului din interior a uterului, adică endometrului, împreună cu vasele de sânge care l-au hrănit. Deci este un conglomerat de țesuturi acolo. Nu e o chestie așa, nu este doar sânge, nu e sângele de la mână. Deci nu pierdeți sânge de la mână, adică sângele din vase, da? Pierdeți un strat de acolo, din uter. Ca o căptușeală, să zicem, care se elimină împreună cu vasele lui. Și bineînțeles că sunt normale acele fericire. Doamna Maria, când vine în România, cum îmi pot face programare? Cam cu 3 săptămâni, 4 înainte, găsiți programare la mine. Sunați la 0232920 sau intrați pe site-ul Arcadia și mă găsiți acolo. Este un singur număr de telefon, 0232920, pentru programare la mine, la Arcadia. Deocamdată. Bun, mai departe. După întreruperea anticoncepțională, trebuie să aștept 3 luni? Da, neapărat. Medicul v-a zis că nu e neapărat, în sensul în care, da, puteți rămâne, că nu are cum să vă verifice ce faceți acasă, dar recomandarea mea ar fi să nu rămâneți în primele 3 luni, decât dacă vreți să vă asumați, în caz că aveți o sarcină extrauterină și ajungeți, Doamne ferește, la operație din cauza asta, să nu regretați. Eu vă recomand să nu vă grăbiți. Da? Deci așteptați, să dați-i timp corpului, ovarului și glandei hipofize din cap să-și reia funcția. Pe pilule ele nu funcționează și au nevoie de timp, da? Așa vă recomand. Bun. Problema este că mi-a dat fosfomicină și apoi a ieșit că am infecție urinară și acum clotrimazol. Fosfomicina este foarte bună în sarcină, nu are niciun fel de efect advers, este un plic, da, care se dizolvă și îl beți pentru infecție urinară, într-adevăr. Clotrimazol nu vă face nimic dacă ați luat și fosfomicină și clotrimazol. Este în regulă. Aveți încredere în medicul dumneavoastră, vă repet, da? Așa. Dacă după clotrimazol sarcină trimestru 3 tot reapare candida, eu recomand în primul rând
pacientelor care au infecții vaginale recurente, le recomand foarte mult să folosească probiotice vaginale care să le mențină o floră sănătoasă, da? Care să prevină, să nu cumva să reapară. Deci noi facem candida pentru că nu avem soldăței de apărare ai mediului vaginal. Iar soldăței se găsesc în probiotice vaginale. Sunt foarte multe pe piață. Da? Este bine să comunicați, vorbiți cu medicul dumneavoastră, să vedeți cu ce anume produse lucrează. Sunt foarte multe, foarte multe și foarte bune, da? Și vă puteți pune, poate nu în fiecare zi, dar din când în când puneți-vă probiotic, renunțați la protestipurile zilnice, da? Folosiți lenjerie de bumbac, dormiți fără chiloțel, purtați fuste în loc de pantaloni. Astea sunt recomandări foarte bune și dacă vreți mai multe detalii, intrați pe www.ioniwellness.ro, aveți un articol acolo care se numește cum să împăstrezi sănătatea vaginală, da? Și acolo aveți descrise toate chestiunile care sunt binevenite pentru femeie ca să nu facă niciodată infecții vaginale sau dacă a făcut să nu apară din nou, da? Bun. Eliminarea cafelei pentru a rămâne însărcinată. Păi cafeaua nu se bea în sarcină, da? Toată lumea știe că nu se bea cafea în sarcină pentru că cofeina nu este în regulă pentru inimioara copilului și na, este cel mai bine să nu beți cafea decât decofeinizată, dacă beți, da? Sau inca. Dar dacă beți cafea obișnuită, sunt niște riscuri la bebeluș, da? Așa încât, cumva, vă educați corpul cu ce veți face și în sarcină. Adică vă comportați deja ca și cum sunteți însărcinată. Vă feriți de medicamente, de alcool, de toate astea. Inclusiv de cafea vă recomand. Adică, nu știu, eu personal beau doar ceaiuri, nici nu beau cafea decât dacă mă duc, nu știu, în Italia să am plăcerea asta să beau un espresso italian, ca altfel. Cafeaua este bună, e așa, dar vă recomand să nu deveniți dependente de cofeină. Asta era ideea, pentru că în sarcină o să vă fie foarte greu, să aveți dureri de cap, sevrajul ăla de la, cum ar fi de la renunțarea la drog, da? Și nu este recomandat în viață să aveți niciun fel de dependență. Bun, sărbători fericite și dumneavoastră, doamna Maria. Pentru femeile cu mutație la trombofilie este nevoie de restricții pe parcursul sarcinii? Restricțiile ar fi, nu știu, în primul rând, tot ce ține de tratamentul cu anticoagulant, pentru că, în general, care sunt cu trombofilie au tratament injectabil sau formele mai ușoare cu tratament cu aspirină doză mică. Da? Și, în principiu, trebuie anumite chestii. De exemplu, trebuie luat și omega-3, vitamina D, vitamina C, da? Care să ajute efectul respectiv să aibă loc. Și, sincer, nu, așa mari recomandări nu, dar, de exemplu, dacă aveți zburat cu avionul, purtați neapărat ciorap compresiv. Dacă aveți drumuri lungi de făcut cu mașina sau de stat mult în picioare, la fel, n-ar fi stricat să purtați ciorap compresiv pentru că aveți risc mai mare de tromboze venoase, da, la picioare și să vă hidratați foarte bine. Cu cât vă hidratați mai bine, cu atât e sângele mai diluat, da? Dacă aveți sângele gros, scopul este să nu ajunge să stăm mult la soare, să nu stăm să ne deshidratăm, da? Deci, în principiu, oricum le primiți de la medicul hematolog toate aceste indicații. Bun. Așa, în timpul sarcinii mi-au apărut pilozități în zone nedorite. Da, ele vor dispărea, așa cum sunt și pigmentările. Da? Deci o să observați linia neagră de la burică în jos sau în zona areolei mamare. Sunt niște pigmentări femeile care fac croasma gravidei, da, pe față. Ele vor dispărea. În general, pilozitatea asociată cu sarcina dispare și ea ulterior, dar depinde. Dacă vă apucați acum să dați cu lama sau să smulgeți multe, multe fire, ele se vor înmulți. Na, acum, eu știu, depinde de gradul de pilozitate. Bun, dacă mai sunt întrebări, dacă nu, o să ne retragem, că avem deja o oră jumătate de când stăm împreună și na, este destul de mult, este și târziu. Dacă mai sunt întrebări legate de contracepții sau alte lucruri pe care vreți să le mai discutăm acum înainte să ne retragem și vă promit că o să mai fac un live. Din când în când o să mai facem câte un live așa să mai așezăm lucrurile. Da? Eu vă mulțumesc oricum pentru faptul că v-ați făcut timp acum în joia dinaintea Paștelui. Când toată lumea lucrează, face curățenie, face mâncare și așa, v-ați făcut timp pentru mine și apreciez foarte mult. Sărbători liniștite și dumneavoastră, vă mulțumesc și eu. Vă invit să mă urmăriți pe toate platformele, o să vă placă foarte mult. Ați observat că contentul nu este același, este complementar, da? Și atunci este foarte important pentru mine. Vă invit și vă rog să share-uiți informațiile astea gratuite și cu alte femei sau cu alte, nu știu, cunoștințe, rude, colege, pentru că ăsta este scopul practic al canalului Ioni Wellness. Are scopul să facă
nu știu, educații gratuite sau, știu, să ofere informațiile astea care sunt din perspectivă medicală pe înțelesul oamenilor și să ajungă la cât mai mulți oameni ca să aibă și efect. Pentru că dacă avem așa doar puncte mici în populație care se informează, până la urmă este greu așa la nivel de țară să obținem totuși o creștere a gradului de awareness. Da? Deci eu vă mulțumesc și eu, vă pup. Sunteți foarte drăguțe și foarte implicate, sunteți o comunitate foarte frumoasă și sunt mândră de toate, de toate doamnele care sunt foarte active, intră, dau comentarii, sunt foarte, citesc articolele, sunt deschise la nou, da? Și apreciez foarte mult, vă îmbrățișez, vă doresc sărbători frumoase. Mai avem o întrebare, Magne B6 se face bine în sarcină? Da, face foarte bine în sarcină, previne crampele la picioare, da? Previne scăderea în greutatea bebelușului, adică ajută la creșterea bună a bebelușului cumva, da? Așa, și sigur, ajută de exemplu la senzația asta de nod în gât câteodată, ajută, magne B6 face bine. În general, magneziu face bine în sarcină și vitamina B6 oricum se găsește în vitaminele de sarcină, da? Cuvântul controversat, la care am auzit deja dumneavoastră, n-am înțeles, nu înțelegeți ce înseamnă controversat. Controversat înseamnă că unii au păreri foarte pro și ceilalți au foarte contra și este greu de găsit care tabără este cu cea cu dreptate. Da? De exemplu, cum am făcut postarea recentă despre sărcinuțele mici, la care foarte multe femei renunță, am pus a fost o postare controversată, pentru că sunt femei care s-au supărat că am spus de ce sunt eu pro-life, de ce nu mă bucur că femeile au dreptul să facă avorturi, și alte femei au spus cum să faci avort, că sufletelul ăsta este de la Dumnezeu și așa mai departe. Controversă, da? Adică unii sunt foarte, foarte și unii sunt prea, prea. Și postarea a vrut să fie echilibrată, dar bineînțeles că s-au încins spiritele acolo. Așa, gata, v-am pupat, vă mulțumesc tuturor, ne vedem data viitoare, urmează subiecte foarte faine și vă invit să mă urmăriți, cel puțin cele care aveți fetițe și sunteți mame de fetițe și o să vă trebuiască informațiile astea, cum abordăm chestiunea cu pubertatea, cu prima menstruație, cu dereglările alea de la început, da? Vă invit să le urmăriți pe toate și mai departe și vom mai face live-uri, așa din când în când, o dată la 2 luni, 3 luni maxim, o să ne întâlnim să mai povestim. V-am pupat, la revedere și vă invit să mă urmăriți în continuare.